A mai trecut un an din viața mea, cu primăveri și toamne aurii. A mai trecut un an din viața mea, sperând mereu că poate ai să revii. Dar așteptarea-i ca un sloi de gheață, ce sufletul cuprinde încetişor. Și încep să uit că mi-ai fost dragă-n viață, că am fost cuprins odată de-al tău dor. Îmi chem iubirea și-o aud cum vine, cum încuprinde iar al nopții vis. Îmi chem iubirea și ea îmi răspunde să nu ne despărțim, că așa ne scris. Benone Sinulescu vine de la izvoarele celui mai cântat dintre râurile țării, Buzăul. Eu m-am născut către vărsarea Buzăului în Siret și apoi în Dunăre și mărturisesc că niciodată în lumea largă și frumoasă și plină de dor a Buzăului și Brăilei, nimeni n-a cântat mai frumos ca el plopul, bradul, steaua, inima, locul umbrit al sărutului, sângele fierbând în viscol, paharul, caii și drumurile spre o iubire nicicând dobândită. Benone este marele artist al fântânilor care acoperă dragostea. Când sunt trist, mă minunez că știu că există. Eu mă minunez, Benone, că ești aici. Îți mulțumesc pentru că drumurile tale prin lume sunt foarte vioaie, să spun. Eram așa, într-un fel gelos, pentru că nu mai, nici până acum nu m-ai invitat. Până astăzi nu m-ai invitat. Ce să-ți fac? A trebuit să stai la coadă cum ar veni? Da. Acum, ca să-mi crești și eu. Dar mi-a venit rândul și sunt fericit. Mulțumesc, e o bucurie. Mă bucur foarte mult că ai citit ceea ce a zis bunul și dragul meu prieten, Dumnezeu să-l odihnească, Fănuș Neagu, marele poet al metaforei. Și sunt fericit din mai multe motive astăzi. Pentru că am reușit să împlinesc respectabila vârstă de 77 de ani și că voi fi sărbătorit cu ajutorul bunului și dragului meu manager Ionuț Pavel. Pe care salutăm. Da. Și sper să avem un spectacol care să strălucească, pentru că am invitați de primă mărime și asta nu poate să ne facă să ieșuăm ceea ce ne-am pus o să fie dorință. O sărbătoare a unei vieți împlinite. 77 de ani trecuți așa. Da, eu am fost de curând, adică de curând am venit din Italia, am fost la un mare festival și am fost mândru. În afara faptului că succesul a fost mare, nu neapărat, asta vreau să scot în evidență, altceva vreau să scot. Sunt puțin mai șmecher. Vreo doi primari din Roma, dacă nu trei, au venit să mă întrebe ce vârstă am, văzându-mă în scenă cât eram de săream, țopăiam, dansam, făceam tot ce știam eu. Așa mai bine. Și n-au crezut că am 77 de ani și le-am spus, zic, citiți invers. Da. Să constatați că am aceeași vârstă.